mijlocul lunii noiembrie a anului 1868, se năștea la Iași cel ce avea să fie o glorie a neamului și științei românești, Emil Racoviță. Părinții, Gheorgheș Racoviță, avocat de succes și junimist înfocat, și Eufrosina, născută Stamatopol, i-au dat o educație deosebit de îngrijită, cum se cuvenea unui urmaș de os domnesc, ascendență atestată mai puțin documentar cât fizionomic, prin trăsăturile asiatice ale racovițenilor, domnii care au purtat acest nume fiind, asemenea cantemirilor, de origine tătară. O fotografie din 1875 îl înfățișează pe Emil, stăpân pe sine, ținând cu dignitate în mâini o pălărioară de fetru. Trebuie să li se fi părut copiilor din Păcurari neverosimilă apariția acestui cocon în sala de clasă modestă alături de ei. Numai că acolo preda Ion Creangă și, după cum se știe, omul sfințește locul. Acestui neprețuit învățător și extraordinar scriitor, conul Gheorgheș îi dăduse odrasla să-i șlefuiască spiritul pentru ca orizonturile viitoare să îi se prezinte accesibile. Îl cunoscuse în Casa Pogor, la ședințele juninii, unde încânta cu scântei de duh o asistență simandicoasă. Vreme de 4 ani, își amintește savantul, m-a dus de lăbuță la școala sa din Păcurari, dascălul meu mult iubit, Ion Creangă. Vârsta fragedă la care a intervenit contactul cu autorul poveștilor și amintirilor din copilărie a făcut ca influența lui Creangă să-l marcheze profund și vizibil, justificând opțiunea și speranțele tatălui său. Amintirea vie a marelui povestitor îi va fi savantului călăuză prin labirintul numit viață, cum recunoștea ori de câte ori se ivea ocazia. După cursul primar, domnul școlii îl va purta mai întâi la Liceul Național, iar apoi la Institutele Unite, corespondentul ieșan al Liceului Sfântul Sava. Aici va capta de la profesori precum Petre Poni și Grigore Cobălcescu dragostea pentru natură și științele naturii. Era o a doua influență adânc resimțită, mai ales în latura curiozității științifice a personalității sale. Îndrumându-l pe calea ce avea să-l consacre, lecțiile și aplicațiile practice susținute de Cobălcescu au avut, între altele, și meritul de a-l atrage în rândurile adepților doctrinei evoluționiste, ceea ce a permis mai târziu obținerea unor rezultate notabile, care i-au netezit drumul spre afirmarea universală. Prezentând științele naturale ca pe o disciplină vie și nu ca pe o tehnică de înregistrare, sublinează profesorul Constantin Motaș, Racoviță a îmbrățișat în mod hotărât punctul de vedere aparținând lui Grigore Cobălcescu, partizan al unei istorii naturale mobile, rezultată din fuziunea dintre metodele de observație și de experimentare și o adevărată filozofie naturalistă, asemenea principiilor cuprinse în morfologia generală a lui Haeckel, pe care și le însușise. Deși poate fi o prejudecată, credem că teoria evoluționistă l-a îndrumat sau cel puțin apropiat de anumite orientări progresiste pe linie social-democrată, promovate de revista Contemporanul, pepiniera de generoși a Partidului Național Liberal. Dacă la cele arătate adăugăm și completarea studiilor prin elemente care l-au ajutat să prețuiască manifestările frumosului în artă și literatură, precum ilustrul său coleg de generație Ion Cantacuzino, avem o imagine sumară, dar cât de cât generală despre Emil Racoviță în momentul absolvirii studiilor sale liceale și un exemplu peremptoriu de ceea ce înseamnă o școală serioasă, cum a fost școala românească de la sfârșitul secolului. Bacalaureatul, trecut în 1886, marchează sfârșitul acestei prime etape din pregătirea sa intelectuală. Ca atâția alți tineri români din acele timpuri, indiferent de avere, Racoviță a plecat la Paris pentru a continua acolo studiile universitare. Dând ascultare tatălui său, s-a înscris la Facultatea de Drept, pe care a absolvit-o după 3 ani. Pregătirea de specialitate dobândită i-a fost de mare folos, ajutându-l să facă față cu probitate și competență tuturor problemelor administrative de mai târziu. După terminarea studiilor juridice, se va consacra studiului științelor naturale,
care corespundeau înclinațiilor sale firești. Totodată, ca un ecou al lecturilor din contemporanul, participă între 14 și 21 iulie 1889 la Congresul Muncitoresc Internațional. Prin moțiunea redactată de Paul Lafargue, prin care ziua de 1 mai a fost declarată zi de solidaritate internațională a muncitorilor și s-a propus legiferarea zilei de muncă de 8 ore, figurează și semnătura lui Emil Racoviță. Este o cinste, în ciuda faptului că ziua de 1 mai a fost însușită în mod josnic și pângăritor de imperialismul rus ideologic de tip comunist. Revenind la activitatea studențească a lui Racoviță, sunt de menționat numele a doi profesori, Henri de la Casse-du-Pierre și Georges Prouvot, care l-au influențat covârșitor, determinându-i cariera de savant nemuritor. Primul era membru al Academiei Franceze de Științe și creator al Catedrei de Zoologie de la Sorbona. Un alt merit uriaș al acestui profesor îl constituia înființarea stațiunilor de cercetări marine de la Roscoff, în Bretania, și de la Banyuls-sur-Mer, pe țărmul Mediteran. Aceste stațiuni sunt strâns legate de activitatea lui Racoviță, care își va petrece, mai cu seamă la Banyuls, o bună parte din viață. Tot lui Lacasse-du-Pierre îi revine meritul de a fi întemeiat revista Archive de Zoologie Experimental et General, al cărei director a fost, din 1900 până în 1947, savantul român. Aceeași funcție o va deține și în fruntea laboratorului Arago, din localitatea Banyuls-sur-Mer, între 1900 și 1920. Aceste funcții vorbesc de la sine în privința recunoașterii capacității lui Racoviță de a transcede peste câmpul accidentat al științei. Dacă Lacasse-du-Pierre a întruchipat pe profesorul venerat, Georges Prouvot, conferențiarul acestuia, a fost prietenul care l-a îndrăgit pe Racoviță pentru calitățile și aptitudinile sale deosebite, făcând din el un colaborator nu doar eminent, ci și apropiat. Cei doi profesori au reprezentat a treia și ultima influență majoră în ordine cronologică sub care s-a aflat omul și savantul român. Respectul pe care l-a purtat totdeauna profesorilor săi, indiferent de gradul lor didactic, s-a întors nu odată sub forma înaltei aprecieri pe care aceștia i-au manifestat-o încă din timpul studiilor, dar și după terminarea acestor. Cum e ușor de presupus, în 1891, Emil Racoviță și-a trecut examenul de licență în științe naturale, fiind clasificat primul dintre toți candidații care s-au prezentat în acea sesiune. Odată cu el, și-a trecut cu succes examenul de licență în științele fizice Dragomir Hurmuzescu, cel care în 1897 va face, după o metodă proprie și pentru prima dată în țara noastră, o radiografie, în particular radiografia propriei mâini. Tot în 1891, cu ocazia vacanței de Paști, Racoviță a participat la o excursie de studii organizată de laboratorul Arago din Banyuls, eveniment de mare însemnătate pentru cariera lui. Acel an fast a fost sărbătorit la Roscoff, împreună cu Dragomir Hurmuzescu, cu nesfârșite partide de pescuit și băi în mare. Era cântecul de lebădă al studenției. Începea maturitatea. Până la expediția din Antarctica, viața lui Emil Racoviță se derulează liniar între activitatea de cercetător și publicistica de specialitate. Văzută din afară, existența lui pare calmă, netensionată, însă parcurgerea bibliografiei, impresionantă prin numărul studiilor și recenziilor, relevă exact contrariul, adică intensitate intelectuală aproape paroxistică, putere de muncă și sacrificiu de sine. Seriozitatea sa, rezultatele obținute, amabilitatea sa boierească, camaraderia sinceră, remarcate și prețuite, i-au făurit un nimb de cercetător carismatic, destul de rar în acest domeniu. Alegerea lui Emil Racoviță pentru expediția antarctică, în urma recomandărilor profesorilor Lacasse-du-Pierre și Van Beneden, nu a surprins pe nimeni. Cum s-a ajuns totuși la el, ne spune Frederick Cook, medicul și antropologul expediției. S-au făcut sforțări extraordinare pentru a se dobândi un zoolog competent, care să aibă însușirile unui explorator polar, și aceasta s-a dovedit a fi una dintre cele mai mari greutăți. În Belgia și în Franța s-a căutat în zadar și, în cele din urmă, a fost găsit în România domnul Racoviță. Expediția,
inițiată de către Adrien de Gerlache, locotenentul Marina Regală Belgiană, era sprijinită financiar de Academia Regală Belgiană și de Societatea de Geografie din Bruxelles. Cuprindea un echipaj heterogen sub aspectul naționalității celor 19 membri, cu o medie de vârstă de 26 de ani, semn că se luase în calcul, îndeosebi, vigoarea și entuziasmul, cele două dominante ale tinereții. Vasul Belgica era de tipul balenierelor, lung de 32 de metri și lat de 6,5 metri, cu 3 catarge, având un deplasament de 260 de tone. Motorul de 160 de cai putere îi asigura o viteză maximă de 7 nuturi. Pentru a putea înfrunta condițiile cele mai vitrege de navigație, cât și pentru scopul expediției pur științific, i se făcuseră o seamă de amenajări, distingându-se dublura armăturii și numărul însemnat de laboratoare, dotate cu instrumente de mare precizie. Ar mai fi de menționat o situație aparte. Întrucât Emil Racoviță își efectua la acea dată stagiul militar la Iași, au fost necesare intervenții făcute pe cale diplomatică pe lângă guvernul român condus de Petre Carp, om extrem de formalist, deși junimist și apropiat al familiei Racoviță, pentru ca tânărul cercetător să fie scutit de restul stagiului militar ca să poată călători în Antarctică. Plecarea vasului Belgica din portul Anvers la 16 august 1897 a declanșat o manifestație de simpatie, care a făcut inimile tinere să vibreze și ochii să se scalde în lacrimi. Peste două luni, membrii expediției au fost întâmpinați la Rio de Janeiro de însuși președintele abia înfiripatei Republicii Braziliene. La Rio, Racoviță se îmbarcă cu aprobarea comandantului pe un vas de linie, urmând să-și reîntâlnească tovară și la Punta Arenas. Pe bord, îl cunoaște pe directorul muzeului din La Plata, Francesco Moreno, care îl ajută să facă o călătorie prin pampasurile argentiniene. Vreme de 3 săptămâni își va nota cu acribie ceea ce era demn de văzut și de studiat, de la observația asupra climei până la specificul bucătăriei argentiniene, neuitând, desigur, să adune material pentru îmbogățirea colecțiilor sale de plante și de animale. Colecția a fost roasă de șobolani în cala unui vas care trebuia să o transporte din golful Ultima Esperanza la Punta Arenas. La 14 decembrie, vasul Belgica ridică ancora din Punta Arenas. Țara de foc se arată neprietenoasă. După numai 2 zile de navigație, de Gerlache se vede obligat să-și ancoreze vasul într-un mic port natural din insula Sydney. Apoi, profitând de fiecare perioadă de calm, Belgica reușește să ajungă la Ushuaia, unde încarcă provizia de cărbuni dăruită de guvernul argentinian. Sărbătorile de Crăciun au fost petrecute în golful Lapotaria, pentru ca, o săptămână mai târziu, vasul să rămână înțepenit pe un recif timp de 2 zile. La 14 ianuarie 1898, după ieșirea din rada portului San Juan, din insula Statelor, a început practic expediția antarctică, ce avea să se prelungească pe un interval de aproape 15 luni. La 19 ianuarie îi întâmpină primul iceberg, iar în ziua de 22 ianuarie se întâmplă primul accident tragic. Pe fondul unei furtuni cumplite, marinarul norvegian Carl Vinke a căzut în mare, înnecându-se. Cu toate acestea, misiunea trebuia îndeplinită. Întreaga lună februarie a trecut sub auspiciile luptei pentru îmbogățirea științei, deși stihiile se împotriveau fără odihnă, neîmpăcate de faptul că o mână de intruși descifrează enigmele aflate în paza lor. În dimineața zilei de 28 februarie 1898, o furtună puternică, decisă parcă să dea lovitura de grație, împinge Belgica pe o distanță de aproximativ 100 de mile în interiorul banchizei. Odată cu potolirea furtunii, câmpurile de gheață s-au strâns, s-au sudat în jurul vasului, imobilizându-l pentru o durată de 13 luni. Expediția atinsese latitudinea de 71 de grade și 36 de minute sud. Astfel, vrând nevrând, au fost primii oameni care au petrecut mai mult de un an printre ghețurile polare, în numele științei, uneori atât de ingrată cu slujitorii ei. Fusesem trimiși aici ca mandatari ai științei, va spune Racoviță într-o conferință. Și am căutat să ne îndeplinim mandatul pe cât ne-a stat în putere, oricât au fost de grele momentele prin care am trecut. Timp de 13 luni am făcut observațiile meteorologice din oră în oră. Perioada cea mai grea din timpul petrecut pe banchiză a fost iarna polară. La 18 mai 1898, soarele nu a mai apărut deasupra orizontului.
efectele întunericului erau tot atât de nefaste sub aspect psihologic, cât și sub aspect fiziologic. Astfel a apărut anemia cronică, membrii echipajului putând constata asupra lor simptomele pernicioase ale bolii. Curând, în 5 iunie, a încetat din viață Emil Danco, fizicianul expediției. Dar viața își urma cursul. Prinși între misiunea lor științifică și eforturile de salvare, exploratorii polari nici nu au simțit trecerea timpului. Se scursese un an de când Belgica stătea prinsă între ghețuri. Luna februarie a anului 1899 a fost folosită pentru a tăia un canal, care în cele din urmă s-a dovedit a fi soluția fericită. La 14 martie erau salvați. Se întorceau spre lumea civilizată. Duceau cu ei amintiri cumplite, dar și frumusețea Antarcticii și satisfacția datoriei împlinite. Cum se achitase savantul român de sarcinile științifice și ca explorator polar, aflăm de la celebrul Roald Amundsen, primul locotenent al expediției. Zoologul expediției a fost românul Emil Racoviță. Pentru calitățile acestui om, vorbește mai mult decât aș putea face eu, imensul material științific pe care l-a adus acasă. Pe lângă interesul arzător pentru specialitatea sa, se leagă de el însușiri care îl fac un tovarăș neprețuit de plăcut și un explorator plin de îndemnuri. Epopeea celor 17 participanți, înapoiați din expediție, a stârnit, cum era firesc, un răsunet imens în întreaga lume. La 5 noiembrie 1899, Belgica s-a înapoiat la Anvers în plină glorie. Statul român i-a oferit lui Racoviță o catedră la Universitatea din București, promițând în plus înființarea unui laborator de studii maritime la Constanța. Angajat în munca de cercetări pe meleagul franceze, tânărul savant a declinat oferta. Era preocupat de redactarea impresiilor de călătorie și a studiilor de specialitate, între care cel intitulat Cetacee l-a consacrat definitiv, fapt subliniat și de Grigore Antipa în plenul Academiei Române. Numit subdirector al laboratorului Arago și codirector al revistei Arhiv de Zoologie Experimentale General, Emil Racoviță se stabilește la Banyuls-sur-Mer, unde vreme de două decenii va duce o muncă intensă împreună cu fostul său dascăl, Georges Cuvier. Studiile publicate de savantul român, cu începere din 1904, prezintă caracterul unei dualități. O categorie de lucrări cuprinde rezultatele campaniilor de cercetări speologice, cealaltă se ocupă de mediul acvatic. În scurt timp, pune bazele unei științe noi, biospeologia. Prima lucrare speologică, Essai sur le problème biospeologique, marchează și abandonarea totală și definitivă a cercetărilor oceanologice. Și îl asociază pe René Janel, materialele studiate de ei apărând în revista Biospeologica. Cercetează peșteri din Alpi, Pirinei, Jura, din Algeria, Italia, din Spania și Slovenia. În 1907, Emil Racoviță se căsătorește cu Hélène Bucard. În același an, publică eseu asupra problemelor biospeologice, lucrare numită de Grigore Antipa, actul de naștere al biospeologiei, și pe care René Janel o caracterizează astfel. Este remarcabil că acest eseu, operă de început a carierei de biospeolog al lui Racoviță, nu cuprindea nimic care să fi fost contrazis de cercetările următoare. Acest eseu a constituit o unitate și a rămas statutul fundamental al biospeologiei. Pentru merite deosebite, savantul român are satisfacția alegerii în anul 1910 ca președinte de onoare al Societății de Speologie din Franța și ca membru corespondent al Societății de Zoologie din Londra. Izbucnirea războiului îl determină să abandoneze complet cercetarea științifică, laboratorul Arago devenind spital militar, a cărei direcție și-o asumă. După război, Emil Racoviță acceptă fără asta mult pe gânduri o solicitare din România reîntregită, venită din partea Consiliului Dirigent. S-a stabilit cu familia la Cluj, însoțit fiind de René Janel. În data de 2 februarie 1920, cu ocazia inaugurării Universității din Cluj, cei doi învățați au fost numiți profesori titulari la Catedra de Biologie, iar la 26 aprilie 1920 a fost promulgată legea pentru înființarea Institutului de Speologie. Clujul devenea un centru al cercetărilor din acest domeniu. Activitatea lui Racoviță și a colaboratorilor săi din această perioadă
este subliniată prin cele 222 de peșteri vizitate până în 1927, dintre care 170 numai în Munții Apuseni. Studiul despre ghețarul de la Scărișoara rămâne o dovadă elocventă a modului temeinic în care erau cercetate și descifrate enigmele peșterilor. În chip firesc, Academia Română l-a ales ca membru titular pe data de 2 iulie 1920, în locul doctorului Istrate, cel care propusese în 1905 alegerea lui Racoviță ca membru corespondent al Academiei Române. Foarte curând, avea să se distingă și în fruntea celui mai înalt for de cultură a României, fiind ales președinte al Academiei între anii 1926-1929. În această calitate, inaugurează mauzoleul lui Vasile Alexandrii de la Mircești, urmărește problema noului local al bibliotecii și încurajează elaborarea dicționarului Academiei de către Sextil Pușcariu. Corespondența purtată cu Ion Bianu reprezintă o ilustrare vie a sarcinilor copleșitoare care apăsau pe umerii lui Emil Racoviță. Este evident preocupat de reorganizarea învățământului, singura șansă de supraviețuire independentă și în pas cu progresul tehnic. Într-o scrisoare către Dragomir Hurmuzescu afirmă răspicat: trebuie numai decât să organizăm învățământul pe grade și pe județe. Are obsesia birocrației, viciu asiatic pe care îl vrea extirpat până nu duce de râpă biata țară. Din nefericire, binele se mișcă încet. Din fericire, există Clujul, oază binecuvântată pe care o iubește cu patimă. De câte ori clujenii se întrunesc cu gândul de a constitui vreo asociație culturală, aleg președinte pe Racoviță. Este o fatalitate căreia mă supun cu plăcere și recunoștință. Emil Racoviță a fost rector al Universității din Cluj în 1929 și 1930, senator din partea acestei universități în perioada 1922-1926, membru al Comisiei Monumentelor Naturii, titular al Catedrei de Biologie Generală începând din 1931, președinte al Societății de Științe din Cluj, al Societății Turistice Frăția Munteană, al Cercului Ronsard pentru răspândirea limbii și culturii franceze. În 1934 a pornit acțiunea de inelare a păsărilor, care avea drept scop apărarea, urmărirea și studiul sistematic al migrației păsărilor. Mai târziu, în 1939, rezultatele îl îndreptățesc să înființeze Centrala Ornitologică Română. Un an mai târziu, marele savant este nevoit să părăsească Clujul. România a fost nevoită să accepte arbitrajul de la Viena. La Timișoara, unde fusese evacuat Institutul de Speologie, Racoviță va lucra până în 1945, uneori 10-14 ore pe zi, în condiții cu totul vitrege. Singurul sprijin moral i-au fost onorurile. În 1944 este ales membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris. În 1946, Comitetul de Perfecționare al Institutului Oceanografic din Paris îl alege membru plin. Iar în 1947, cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la expediția antarctică, este numit membru asociat al Academiei Regale Belgiene. În Clujul universitar, personalitatea lui Emil Racoviță căpătase valoare de simbol. Așa cum arată profesorul Constantin Motaș, Racoviță n-a așteptat să vină spre el sfârșitul. A murit în întâmpinarea lui, pe drumul bătătorit care îl ducea încă zilnic de acasă la laborator. Omul Emil Racoviță a murit la 19 noiembrie în anul 1947 la Cluj. Savantul Emil Racoviță nu va muri niciodată.